Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Proful Online. Iată de suntem astăzi. În câte suntem astăzi? În? A șaptea... Pe data de 7 ianuarie? Da? Da, domnule. Și ce este astăzi? Sfântul Ioan. Da, da. De ziua mea, eu lucrez cu voi cu mult drag. Da? Am o mare bucurie să vă spun că nu numai vouă voi face această bucurie de ziua mea, să vă prezint niște lucruri interesante. De fapt, nimic n-a fost dezinteresant, nu din ce dezinteresant din ceea ce am făcut până acum, ci toate lucrurile au fost foarte frumoase. Așa că... scrie clasa 2, cred că... Bine, hai să la 2 și până la 4, nu-i problemă. Și chiar mai sus. A 2 și la 4. Haideți să zic așa... Dacă eu și George suntem frați. Suntem frați? Da. Eu, Mihai, suntem în clasa 2 și George în clasa 4. Bine, mai și pe a 4-a și de la a 2-a la a 4-a, niște lucruri interesante. Știți ce vreau să vă vorbesc? Ca să vă vorbesc despre fracții. Fracții, da? Și iată, dacă voi ați fi știut, v-am spus eu de Proful Online, dar iată nu v-ați străduit niciodată să ajungeți acolo, să ziceți, vedeți filme de pe Proful Online, așa cum se descurcă foarte mulți care nu mă știu concret, adică nu ajung să stea de vorbă cu mine, ci ei iau contact prin intermediul filmelor mele. Vreau să vă spun că până mai ieri ați vorbit numai de numere întregi. Deci acum 1, 0, 1, 2, 3, 4, nu numere întregi. Naturale, să zic că astea. Deci numerele naturale cu care ați început voi încă din clasa 1 și Mihai și George sunt 1, 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Asta e mulțimea numerelor naturale. Și toată activitatea ați desfășurat în mulțimea numerelor naturale. Dar să știți că în practică, în viața de toate zilele, sunt situații când nu vorbim de un număr întreg. Până oară te duci la piață și bagi mâna în buzunar și vrei să cumperi căpșuni. Da? Tu Mihai, te duci la piață să cumperi căpșuni. Și când acolo la piață vezi că respectivul are prețul fixat. 8 lei kilogramul de căpșuni. Și tu ai numai 5 lei. Păi, poți să-ți dea un kilogram? Nu. Te gândești, băi, dar 8 lei și jumătate de kilogram dați. Deci, neavând 8 lei, are numai 5, zici, mă, iau jumătate, dau 4 lei. Da? Deci jumătate de kilogram dau 4 lei și mai rămân și cu un leu în buzunar. Sau dau 5 lei și îmi dă restul. Deci tu dai 5 lei și îți dă un leu înapoi, dar de o jumătate de kilogram, da? Da. Deci iată că ești nevoit sau vânzătorul e nevoit să aibă și o altă unitate de măsură. Nu numai cu kilogramul trebuie să vândă, trebuie să vândă și jumătate. Și atunci el are o greutate de o jumătate, da? O jumătate de kilogram. Da. Știți cât înseamnă jumătate de kilogram? 500 de grame. 500 de grame. Deci e jumătatea kilogramului. Așadar, avem nevoie să vorbim și de numere care nu sunt întregi, ci mai mici decât numerele întregi. Da. Jumătate. Și jumătatea o reprezentăm matematic în felul ăsta. 1 dat la 2. Adică kilogramul l-am împărțit în 2. Da? Pe 1 îl împărțim, lasă telefonul, nu mai vorbim. Știi că astăzi fiind ziua mea, toată lumea va suna continuu. Ah, da, și o să vă zic că la mulți ani. Da, numai să nu fie Cristi, să văd, să fie o problemă care să... Alo? Alo, da? Să râd mâna. Să râd mâna. Te-am înțeles, te-am auzit, am înțeles. Mulțumesc tare mult, mulțumesc pentru telefon, da. Mă bucur mult. La fel îți doresc și ție și vouă și copiilor și finul și așa mai departe, tuturor celor dragi. Da, da. Doamne ajută. Să râd mâna, mulțumim frumos. Eu încă la biserică, eu am venit mai repede, sunt într-o lecție de matematică, acum că am niște nepoței. Da, nicio... Da, bine. Sărut mâna, sărut mâna, sănătate. N-a fost Cristi, de altă dată nu mai a deschis. Bun. Deci, vorbim și de o jumătate. Da? Și iată cum reprezentăm jumătatea. Cu ajutorul acestei construcții. Arătăm pe 1, l-am dat în 2. 1 este cantitatea ca și cum. 1 este cantitatea, întregul. Da. 1 reprezintă întregul și 2 înseamnă în câte am împărțit întregul. Da? Deci asta. Adică a fost așa un întreg. Dacă iau segmentul ăsta și împărțit la 2, asta înseamnă. Deci prin 1 pe 2, asta înseamnă o doime. Sau dacă vrei dintr-un cerc, ce înseamnă jumătate dintr-un cerc? Îl dăm în 2 și asta e jumătatea dintr-un. Da. Una din jumătăți. Sunt 2 jumătăți, se vede, da? Da. Deci, asta trebuie să înțelegem noi pe un 1 pe 2. Dar v-aș ruga să-mi spuneți ce înțelegeți voi pe un 1 pe 4. 1 pe 4 din cantitatea aceea luăm doar imediat. Luăm doar un sfert. Așa, îl împărțim în 4. Adică doar o bucată din 4. Asta e. Deci prin 1 pe 4 înțelegem că 1 acela, care fi un kilogram de fructe, un segment, segmentul de mai sus. Și îl împărțim în 4. Și îl împart în 4. Da? Asta înseamnă o pătrime. Asta este o pătrime, da? O pătrime. Deci 4 pătrime. 4 pătrime. Am 1, 2, 3, 4. Deci, fostul întreg, 1 este egal cu 4 pătrimi. 4 pătrimi. Adică 4 împărțit la 4. 4 împărțit la 4 face 1. Da, da. Deci linia de fracție asta e împărțire de fapt. Da. Așa. Ce înțelegeți voi prin 3 pe 4? 3 pătrimi. Deci întregul acela care fi un kilogram de fructe, un măr, îl împărțim în 4 și luăm 3 bucăți de acelea. Da. Deci prin 3 pătrimi, înțelegem, întregul a fost împărțit în 4 și luăm 3. Cum ar fi aici? Întregul este împărțit în 4 și luăm 3. Ăsta înseamnă 3 pătrimi. Ăsta înseamnă 3 pătrimi. Deci ce a rămas? Dacă am luat o pătrime, asta e o pătrime, au rămas 3 pătrimi. Bun. Acum să stabilim un lucru. Când am zis 3 pătrimi, ăsta este deasupra. Da. Și ăsta este dedesubt, da? Ăsta deasupra se cheamă numărător. Și numitor. Rător. Și numitor. Și ăsta dedesubt se numește numitor. Deci numărător și numitor. Da? Numitorul ce ne indică? Numitorul ne indică în câte părți am împărțit întregul. Da. Lasă-l, de acum tot timpul să-l faci. Da. Deci, numitorul ne indică în câte părți împart, întregul. Da. Descrim și noi. Numitorul ne indică în câte părți împărțim întregul. Deci, numitorul ne indică în câte părți împărțim întregul. Da. Numărătorul ne indică câte părți luăm din acestea. Câte părți luăm din acestea. Din acestea. Deci, numărătorul ne indică în câte împărțim, iar numărătorul spune 3 luați din acestea. Da. Da? Ia să vedem. Ce înțelegeți voi prin 5 pe 7? Că 5 pe 7? Adică din... Adică din 5 kg. Nu. Din întreg. Din întreg îl împărțim în... În 7. Și luăm 5. 5 de acestea. Deci prin 5 pe 7 înțelegem așa, că avem un întreg. Da. Îl împărțim în câte am zis? În 7 părți. 1, 2, 7 părți egale, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și luăm din ele, din acest întreg, luăm 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, iată, 5 șeptimi înseamnă, asta înseamnă, 5 șeptimi. Da. Că întregul a fost împărțit în 7 și noi am luat 5 din ele. Da. Ia să văd dacă ați înțeles, să văd cât înseamnă deci, se spune așa, o doime din 10 lei. Cât înseamnă o doime din 10 lei? Jumătate. Jumătate din 10 lei. Adică din întreg, adică 1 împărțim... Din 1 care este cât? 10 lei. O împărțim la 2 și ne dă 5. Așa, deci o doime din 10 lei este egal cu 5 lei. Deci întregul de data asta e 10 lei. Da. Și noi am luat jumătate. Da? Da. Așa. Cât înseamnă 3/4 din 16 lei. 3/4 din 16 lei. Adică din întreg, da? Adică cine este întregul? 16 lei împărțit la 4. Da. Și ne dă 4. Și atunci luăm 4. Câte luăm de acelea? Părți de acelea? 3. Adică 3 ori 4, 12. Da. E bine? Deci ai spus așa, întregul, adică 12 lei. Asta e 12 lei. Am impresia că a spus acolo e 16. 16, corect. Întregul 16 lei. Îl împărțim la 4. 1. Iată cum împarte foarte bine în 2 și iar în 2. Și din așa, cât înseamnă fiecare parte de asta? 4 lei, 4 lei, 4 lei, 4 lei. Și luăm doar 3 părți. Doar luăm 3 părți din asta, da? Da. Adică cât înseamnă? Adică 3 părți. Cât face 3 părți? Cât face 3 părți? 12. 12, asta înseamnă. Da? 3/4 din 16 lei înseamnă 12. Da. Deci când zicem 3/4 din 16, adică ori 16, ca asta înseamnă de 16, înseamnă că pe suma aceea împarți în 4 și noi luăm 3 din ele. Da? Da, să știți că e ușor de făcut, nu? Deci, cât face 7/9 din 7/9 din 63 de lei. Împărțim întregul la 9. Adică cine întregul? 63. Da. Împărțim la 9. Da. Și tu ești acum, Mihai, spunem cât face 63 împărțit la 9? Adică 9 ori cât fac 63, îl lăsăm pe Mihai acum. Deci 7. 7 ori 9, 63. Deci, da. Deci când pe 63 îl împărțim la... Facem 9 segmente. 9 deci segmente. Practic, întregul ăsta îl împărțim, întregul ăsta de 63 îl împărțim în 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da? Și luăm doar 7. 7 din ele. Fiecare bucățică de asta cât înseamnă? 7. Că 63 împărțit la 9, fac 7. 7 fiecare. 7 fiecare, da? Da. Și noi luăm câte din ele? Doar aceste 7. S-au întâmplat să fie toți 7, 7, 7, da? Dar voi ați înțeles de ce. Da. Deci face cât? 7 ori 7, 49. Deci 49 înseamnă 7 pe 9 din 63. Deci, nu-i tot 63, ci este o parte din 63. Fiindcă sunt doar cele 7. Da. Noim. Cât ar însemna, spuneți-mi, cât înseamnă 5 pe 9. Alo? La mulți ani, la mulți ani. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos! Da, la 2016 poate Doamne ajută! Și mai ales să trecem cât mai mulți la noua tehnologie, nu? La noua tehnologie apicolă. De unde sunteți? Din Teleorman. Teleorman, da. Mă bucur. Mă bucur mult, mă bucur mult. Sunt și eu apicultor, mici profesioniști acolo. Mă bucur mult, mă bucur mult. Copii aveți? Nu am copii. Nu aveți copii, da. Am înțeles, am înțeles. Un apicultor cu inimă, dacă spun așa, pentru că chiar vă apucați de o nouă, de noua asta tehnologie, este un lucru superb. Eu sunt într-o lecție de matematică acum, de aceea încerc să, dacă nu te, să oprim discuția, pentru că sunt într-o lecție de matematică, sunt în filmare și de aceea îți mulțumesc frumos pentru telefon. Bun, sănătate! Probabil, eu n-am acceptat, n-am avut timp să mă uit pe acolo, că... Da, 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 bine. Eu nu sunt brațul, mă numesc pe Facebook, mă vedeți și subina mea, acolo, în pagina mea. Bună, bună, am să vorbesc cu băiatul meu, că el este cel care gestionează partea asta, eu nu am timp, nu știu unde să mă duc mai repede. Și cred că nu am avut timp și nu mai urmărit cei care tot vin cu cereri. Da, da, bine. Dar trebuie să ne pregătim de primăvară. Sigur că da. Bine. Dar încă o dată vă doresc multă sănătate și numai bine. Mulțumesc frumos, multă sănătate. La revedere. La mulți ani. Vă mulțumesc frumos. Așa. Da, s-a zis. Nu știu ce să fac eu. Hai să-l dau pe silențios, că nu se mai poate. Reușește să mă întrerup, lecția continuă. Așa. Facem în felul următor. Să vedem noi cum îl dăm pe silențios. Să direct îl închideți. Îl pot închide, dar... hai să mă duc așa. Unde e silențios? Unde era? Așa. Silențios. Activizare. Gata. Hai să sunt mai ușor. Nu mă mai întrerupe așa, mă uit la tine ce ești și dacă ești persoană, atunci important. Dar poți să citești eu. Trebuie să scrie Cristi. Trebuie să scrie el. Da, deci... 15-9 din cât? Că 15-9 dintr-un număr care se împarte la 9. Trebuie să am eu grijă. Din 81. 81. Da? 15-9 din 81 lei, da? Da, din 81 lei. Păi facem 9 segmente, da, 9 segmente. Adică împărțim pe 81, că dacă mai pierdem timpul, știm ce facem. No. Deci operația este așa, 81 îl împărțim la... Deci 15-9 din 81 înseamnă 81 împărțit la 9 și mulțit pe urmă cu 5. Nu, asta ar fi operația? Da. Deci 81 îl împărțim la 9 și până ce ne dăm, mulțim cu 5. Da. Adică 9, cât? 5. 9, că 81 împărțim la 9. 45. 9 ori 5 și egal cu 45. Da? Deci 45 de lei. Deci 5 noim din 81 înseamnă 45. Da. Iar celelalte până la 81, adică celelalte câte? 4 noim. E partea complementară. Deci ce înseamnă 4 noimi? 4 pe 9 din 81 înseamnă 81 împărțit la 9 ori 4. Așa. Ori 4. Și face cât? 81 împărțit la 9. 9 ori 4. 36. Egal cu 36. Da? Deci este corect. Foarte ușor de făcut. Deci când facem fracția dintr-un număr, da. Când facem fracția dintr-un număr, înseamnă că numărul acela îl împărțim la numitor și ce ne dă, mulțim cu numărătorul. Da. Scrie-mă cuvinte chestia asta. Pentru a face fracția dintr-un număr, procedăm astfel. Deci pentru a face fracția, pentru a afla cât reprezintă fracția dintr-un număr, pentru a afla cât reprezintă fracția dintr-un număr, procedăm astfel. Pentru a afla cât reprezintă fracția dintr-un număr, procedăm astfel. Da. Cum am zis că procedăm? Împărțim numărul dat la numitorul fracției. Adică numărul de jos pe limba. Adică numărul de jos, că ăla e numitorul. Deci împărțim numărul dat la numitorul fracției și ce ne dă înmulțim cu numărătorul. Iar rezultatul îl mulțim cu numărătorul. Da. Scriem cuvinte. Ușor. Scriem cuvinte. Împărțim numărul dat. Numărul dat. Da. La numitor. Împărțim numărul dat la numitor. În paranteză da. Spui cel de jos, ca să ții clar cine e numitor, că ești la început, da? Da. Și iar rezultatul îl înmulțim cu numărătorul. Iar rezultatul îl înmulțim cu numărătorul. Cu numărătorul. Da? Rezultatul care dă la împărțire îl înmulțim cu numărătorul. În paranteză, cel de sus. Cel de partea de sus a fracției, da? Cel de sus. Bun. Punct? Gata? Atât. Asta am spus în cuvinte cum se procedează, ca să rămână clar pe totdeauna. Mai îți dau încă un răspuns. Cât face 3 pe 12 din 3 pe 12 din 144? 12. Din 144. 144, da? Da. Bine, 144, în paranteză, 144 împărțit la 12. Înseamnă 144 împărțit la 12. Este egal cu, stați puțin să calculez. Da. Puțin. Mm-hmm. 12. Da, face 12. Ori 3. Și egal cu? 36. 36. Nu trebuie să mai facem segmentul, să împărțim, nu știu ce, pe... Dar acum am învățat tehnica. Rapid. Da. O fracție dintr-un număr, împărțim numărul acela la da. Numitor. Da. Da? Și ce îți dă rezultatul care îți dă, îl mulțești cu numărătorul. Simplu, da. Foarte simplu, nu? Da. Bine. Dar să facem acum o pătrime din 144. Mă pătrivesc și eu. Da? Deci o pătrim, doar o pătrim din 144. Miliard? 144. Păi, în paranteză înseamnă 144, în paranteză 44 împărțit la 4 ori 1. Este egal cu 144 împărțit așa imediat. Da. Tot scrie acolo. Da? 144 împărțit la 4, gata, cât ți-a dat? Mi-a dat 36. 36. Fantastic. Același rezultat ca dincolo. Măi, ce chestie. E drept pe același număr. Dar ce? Oare 3 pe 12 egal cu 1 pe 4? Apare acum întrebarea asta. Este adevărat? Este adevărat că... Că cum ne întrebăm? 3 pe 12 egal cu 1 pe 4? O fi oare adevărat că 3 pe 12 egal cu 1 pe 4? Ce chestie? Oare 3 pe 12 egal cu 1 pe 4? Oare? Acum calculăm imediat, imediat. Deci e puțin. Dar cum să-ți dai tu seama că 3 pe 12 egal cu 1 pe 4? Fiindcă, uite, 3 pe 12 din 144 mi-a dat 36. Iar 1 pe 4 din 144 tot 36. Acum suntem puși în situația să dăm un răspuns. Oare 3 pe 12 e cât 1 pe 4? Adică... Că numai așa. Deci dacă asta e adevărat, este o descoperire. O descoperire magnifică. Știu cum. Cum? De unde da... Dacă 3 împărțit la 12 este egal cu 1 împărțit la 4 face minus 4 împărțit la 1 da, și 12 împărțit. E corect, e corect, 12 împărțit la 3, 4, 4 împărțit la 1, 4. Știi? Deci dacă ar face invers, nu? Da. Deci da, dacă ar fi adevărată și cealaltă ar trebui să fie adevărată. Da. Bă, îți descoperi epocale, mă. Așa ceva nu. Deci se împart ca să vedem dacă se deci 12 împărțit la 3 dă 4 și 4 împărțit la 4. Se pare că e adevărat, nu? Da, da. Este adevărat. Băi, chestia asta mă termină. Deci eu dacă plec la 1 pe 4, care o am în fracții, da, și mulțesc cu 3 și sus și jos, și pe ăla de sus și pe ăla de jos, fracția e neschimbată. Deci 3 ori 1, 3, 3 ori 4, 12. E minunat! Deci o fracție care o ai, tată, la început, tu poți să mulțești și numărătorul și numitorul, că este aceeași valoare. Da. Dar se poate și cum am zis eu. Păi nu, tocmai asta ascunde. Da. Ceea ce a spus voi, ascunde tocmai secretul ăsta. Da, și ce am zis eu? Că dacă amândouă se este adevărat, să facem 4 împărțit la 1 și 12 împărțit la 3. Da. Și aflăm dacă amândouă este adevărat, e corect. Am înțeles. Voi ați întors inversele fracțiilor respectiv. Corect. Dar acum să prindem miezul problemei. Deci dacă ai o fracție dată și mulțești cu același număr și numărătorul și numitorul, fracția care obții este egală cu asta. Până zici adevărat sau fals, scrip dacă nu dă, adică mulțești număr cu număr, ca să vedem că dacă... Atenție, atenție, deci când ți se dă o fracție, tu poți de la ea plecând să obții alte fracții, că mulțești cu 3, dar puteai să mulțești și cu câțăp. De dacă era 2 în loc de 1, era fals. Dacă ai fost 2 în loc de 1 și mulțești și sus și jos cu același lucru, tot așa ce se întâmplă. Deci dacă ai fost cât 2 în loc de 1, 2 da, pe 4, nu? Da. Deci dacă ai fost 2 pe 4... Ce nici? Da. Da, așa. Alo? Sărut mâna, părinte, sărut mâna, vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc tare mult. Iată, părinte, ori de câte ori am ajuns la Sfinția ta, nu știu dacă am întrebat dacă aveți copii, în ce clase sunt. Ah, clasa 12. Dar acolo, la Proful Online, nu știu dacă v-am insistat să vă spun că are, nu știu ce profil face ea. Am înțeles, dar totuși... Dar trebuie să termine, să dea bacalaureatul și trebuie să dea, da. Deci acolo am la Proful Online, când intrați, la video matematică, am lecții făcute cu subiecte date la bacalaureat. Da? Comunicație că e ușor de ajuns și trebuie să folosească asta. Vă mulțumesc frumos din suflet, părinte. La mulți ani. Cu drag, sărut mâna, părinte. Doamne ajută! Da. Da. Hai să insist, copii. Tu spuneai despre 2 pe 4, George, da? Da. 2 pe 4, George, e o altă fracție. Da? Da. Valoarea lui 2 pe 4... Este egal cu 3 pe 12? Nu poate să fie egal. Da, asta zic. Nu se poate. Păi nu, ea nu s-a obținut din 2 pe 4. 2 pe 4 știi de unde s-a obținut? 2 pe 4 s-a obținut din 1 pe 2, George. Da. Că 1 pe 2, dacă înmulțim și numărătorul și numitorul cu 2, da, se duce 2 pe 4. Deci 2 pe 4 e altă valoare. Da. 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 Hai să continuăm cu 2 pe 4 ăsta. E 1 pe 2. Mai poate să fie egal și cu alta. Dă-mi o altă fracție care să fie în șirul egalităților. Da, fie și regalităților. Da, egal cu alta. 2 pe 6. Păi 2 pe 4, de aici, înmulțește cu altcineva aici. Nu, înmulțește cu altceva, George. 3 pe 6. Asta, mă, că înmulțești cu 3 și pe aia de sus și pe... Cu care număr vreau eu. Atât, exact, 3 pe 6 și egal cu alta, te rog să-mi dai alt răspuns. Imediat, 6 pe 12. Sigur că da! Ai mulțit-o cu ansatul. Dar puteți... Mulțești pe aia. Asta e de bază. Asta e de bază. Deci cu 6, 6 pe 12 ai zis. Alta, egal cu... 4 pe 8. 4 pe 8, sigur că da. Mi-am dat seama șmecheria. Mi-am dat seama, da... Deci se mulțește asta cu același număr și sus și jos. Când ai zis 4 pe 8. Și mi-am dat șmecheria și am zis, mă, hai să zic aia. Și până am zis, mă, egal mai departe cu altă fracție. Altă fracție, să mă gândesc. 8 pe 16. 8 pe 16. 8 pe 16. O alta. 8 pe 10. Nu 8 pe 10. 5 pe 10. George, că înmulțești cu 5 aici. 5 ori 1, 5 ori 2, 10. Deci pe asta trebuie să o luați de bază. 5 pe 10. 80 pe 160. Sau 80 pe 160. 80 pe 160, sigur că da. Sau egal cu alta? 300 pe 600. 300 pe 600, sigur că da. 300 pe 600. 900 pe 1800. Sigur că da. 900 și mai departe. Și așa mai departe. Toate acestea sunt fracții egale, cu 1 pe 2. Toate înseamnă 1 pe 2. Ei, dragilor, șirul de fracții construite plecând de la o fracție prin înmulțire, numărător, numitor, se numesc fracții echivalente. Hai să... Și mi-a dat să mergi mechera, cum a zis George la rând, pentru că cel de jos este dublu numărul celui de sus. Asta e mă tot timpul. Păi asta, asta și asta. Păi asta e 2 și 1. Dar sunt variante infinite. Corect. Pentru că numărele sunt infinite și variantele la fel. Sigur că da. Deci cel de jos e dublu celui de sus. Sus pui un număr 7 și jos îl pui pe 14. Cum se numesc asta? Fracții echivalente? Astea se numesc toate fracții echivalente. Deci cârdul ăsta, da? Poartă numele de fracții echivalente. Fracții echivalente. Da? Fracții echivalente. Da? Deci 1 pe 2 egal cu 2 pe 4 egal cu 3 pe 6 egal cu 4 pe 8, egal cu 5 pe 10 și egal mai departe, George, se numesc că este așa cum spuneam, fracții echivalente. Și jos. Fracții echivalente. Și jos. Numele acelea sunt în ordine crescătoare din 2 în 2, 2, 4, 6, 8, 10. Și sus, 1, 2, 3, 4, 5. Da. Deci sunt fracții echivalente. Da. Ori lucrez cu ăsta, ori lucrez cu ăsta. Deci, spune așa. Ce înseamnă că sunt echivalente? Ca valoare reprezintă același lucru. Da. Ori lucrez cu ăsta, ori cu ăsta. Dar atunci înseamnă că negheșiții, în locul ăsta, dacă o ai, vei dori să o ai pe asta, că sunt numere mai mici. Da. Da? Deci spunem așa. Observație. 1 pe 2... Notează și George. 1 pe 2 se numește fracție ireductibilă. Fracție ireductibilă. Imediat acum. Ireductibilă. Fracție ireductibilă. Ireductibilă. Cum era? Cum se scrie? I-re-i-reductibilă. Imediat, imediat. În sensul că ea este cea de bază de la care se pleacă. Da. Da? În sensul ăsta. Este ireductibilă. E de bază. Da. George, dacă cineva îți dă 2 pe 4, tu îți spui, dar 2 pe 4 nu-mi place să lucrez cu el. Pentru că și mai mult, eu știu egal asta, 1 pe 2. Și în loc de 2 pe 4 folosești 1 pe 2. De ce? Ai împărțit, fii atent ce șmecherii, ai împărțit prin 2 și numărătorul și numitorul. Mergem înapoi acum. Deci, 2 împărțit la 2 face 1 și 4 împărțit la 2 face 2. Deci dacă ai o fracție dată și poți să o simplifici, ai găsit un număr prin care se împart și numărătorul și numitorul, da. Te duci înapoi, da? Da. De notează. Sunt situații când o fracție poate să fie simplificată. Poate să fie simplificată. Da? Simplificată. Da. În paranteză spune, există un număr prin care atât numărătorul și numitorul se împart. Deci, în paranteză spune așa, numărătorul și numitorul se împart prin același număr. Atât numărătorul cât și numitorul se împart prin același număr. Se împart? Prin același număr, adică se împart la același număr. Da? Da. Exact. Uite, George, eu ți-am dat 3 pe 12. Tu privești la ea. Descoperi tu un număr... Da, am descoperit din prima. Prin cine? Prin cine se împarte? 1 pe 4. Adică se împarte asta prin 3. Da, la 3. Și numărătorul și numitorul. 1 pe 4. Și face 1 pe 4. Știu. Da? Iar asta se numește fracție... Fracție care a fost obținută din prima, prin mișcarea asta de simplificare. Asta a fost reductibilă, că s-a împărțit. Ai găsit pe cineva, da? Asta este fracție. Fracție reductibilă. Reductibilă. Da? Este fracție reductibilă. 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 Iar asta de sus este fracție ireductibilă. O am scris. Da? Este ireductibil că nu se mai poate simplifica. Da. Stop, nu mai ai ce faci. Da, da? Nu, dacă pasă, nu se poate da tot. Ai văzut că e practic acțiunea lui 3 pe 12 din 144 ne-a dat 36. Da. Și când a acționat 1 pe 4, tot 36. Deci noi ne mai întâi simplificăm. Da? Da. Ca observație, notăm. Notează observația asta. Toate fracțiile pe care le avem în față, da? Toate fracțiile pe care le avem în față, le cercetăm, da? Toate fracțiile pe care le avem în față, le cercetăm și dorim să le transformăm în fracții ireductibile. Dorim să le transformăm în fracții ireductibile. În paranteză, nesimplificabile. Adică care nu se mai simplifică. Fracții nesimplificabile. Simplificabile. Care nu se mai simplifică. Dacă cineva îți dă așa, George, 5 supra 25. 5 supra 25. Imediat. Da. Gata. Da, deci dacă cineva îți dă 5 pe 25. Dacă îmi dă 5 pe 25, da? Ce trebuie să fac? Te uiți, mai poate ea să fie simplificabilă? Există un număr prin care se împarte atât numărătorul și numitorul? Da, 5. 5, sigur, spune așa 5, uite așa pui pe 5 și spui 5 împărțit la 5 face 1 și 25 împărțit la 5 face 5. Și a ajuns de la ea la una ireductibilă. Asta, da. Asta a fost reductibil, că s-a mai putut face treabă cu ea, a mai putut tot simplifica. Reductibilă, ireductibilă, asta. Că nu se mai poate împărți. Nu mai e ce mai faci. Da, da. Da? Da, m-am. Ai scris-o? Scrie acolo, 5 pe 25. Am scris, yes, da? Am scris la alte, am scris și alte, uitați aici, fracții reductibile. Nu, nu, dar exemplul ăsta scrie la acolo de desubt. Deci în clipa asta scrie și de desubt asta, 5 pe 25 egal cu 1 pe 5, că nu ai scris. Bine. Deci 5 pe 25 egal cu 1 pe 5. Da. Ia să vedem ce părere ai tu de 8 supra 12. Trebuie transformat într-o fracție. Te uiți așa, zici, măi, nu cumva există un număr care să se, prin care să se împartă și ăsta de sus și ăsta de jos? E ușor. Dacă există un număr. Da. Oare 8? 2. 2, sigur că da. Și punem 2 aici și facem 4 pe 6. Și face 4 pe 6. Că 8 împărțit la 2 fac 4 și 12 împărțit la 2 fac 4 pe 6. Și iar te mai uiți la ea. Oare asta la rândul ei încă nu mai poate fi? E reductibil, cred că... Nu, bă, da... Bă, da! E reductibilă, pentru că la 2 tot la 2. Deci tot prin 2 pe 3. Și face mai departe 4 împărțit la 2 face 2, 2 pe 3. E, da, aici nu. Stop aici, da? Asta este ireductibilă. Da? Ireductibilă. Scriu și asta? Sigur că da. Bine, nu prea mai am loc. Deci, George, tot ce scriem pe tablă, ai grijă să scrii și tu. Am scris aproape tot, mai am doar asta. Așa. Dacă nu, va trebui să duci la lecțiile care se vor pune pe internet. Nu, și... Dar dacă nu le-a scris, le scrie pe calculator. Le găsește pe calculator, sigur că da. E, ia să mai facem noi un exemplu. Hai să zicem 10 pe 25. 25. Pe asta cred că răspund eu. Ia să văd. Hai, să te răspund. De care este? 10 pe 25. Să te răspund, da. Vezi dacă găsești un număr... Eu am găsit. Încât și 10 și 25 se împartă la celălalt. Nu spun eu. Nu spun eu. Am înțeles, am înțeles. Se împartă la acel număr? Atât. Atât ăla cât și ăsta. Și să dea numele diferite, nu? Cum nu? E important să se împarte exact. Și, și 10 la acela și 25 la acela. Am găsit 2. 2? 10 se împarte la 2, dar 25 nu se împarte la 2. Dacă nu știi, dau eu. Nu. Dacă nu știi, să dau 4. La 4, nu? Nici 10, nici 25 nu se împarte. Poți să zic eu? Lasă-l să vedem ea. Ești prea aproape. E ta la mulți reci. Știu. Vezi aici? De clasa a doua, asta e de clasa a doua. Dar nu. E ta la împărțire, înmulțire și gata. Știu. Deci, prin același lucru să se împarte și 10 și 25. Prin 5, mă. Prin 5, George, nu? Mi-am zis succesorul lui 4. Succesorul 4. M-am gândit exact la 5. Te-ai gândit, dar n-ai pronunțat. Eu nu știu gândurile tale. Gândurile tale nu le știu. 10 împărțit la 5 face 2. Și 25 împărțit la 5 face 5. Deci 2 pe 5 este. 2 pe 5. Mai îți poate fi, să fie simplificabilă 2 pe 5? Dacă se poate simplifica, nu prea cred. Nu prea. Că 2, adică pe 2, pe el și 5. Deci e ireductibilă. Deci pleci de la una și treci la alta, ireductibilă. Vreau să-mi faceți 10 pe 25 din 125. Bine, 925, imediat. Care era tehnica? Împărțim pe 125 la 25 și împărțim pe 10. Deci înseamnă 125 împărțit la 25. Închidem paranteza. Da, poți să zic, închid paranteza. Dar ordinea operațiilor, dacă respectăm așa, deci ori 10, da? Ori 10, închidem paranteza, egal. Nu, egal aici. Da. Dacă da 50 am impresia. 125 împărțit la 25 face de 5 ori. Da. Și 5 ori 10 e 50. Da, corect. 50. Deci răspunsul corect este 50. Dar hai să facem 2 pe 5. 2 pe 5 din 125. 2 pe 5 din 125. Imediat vă rezolv acum. Conform ideii de mai înainte, înseamnă 125 împărțit la 5 ori 2 și egal cu... Imediat, aici rezolv eu. Este egal cu 25 ori 2, 50. E același lucru. Da. Da, este același lucru, pentru că 10 pe 25 face 2 pe 5. Da. Și în loc să faci 10 pe 25, adică 125 pe ăsta, 25 pe mulțit cu 10, mai degrabă faci 2 cincimi din 125, că e mai simplu. Da. Deci, când ți se dă să faci așa ceva, te uiți dacă este reductibilă, o mai reduci, o aduci la ireductibil și cum faci operația. Concret. George, te rog să-mi faci următorul lucru. Vreau să faci 6 pe 12 din 144. Din. Acum lăsați-o doar pe mine, da? Da, te rog. Din 144, da? Da. Vorbește, ca să mă conduci pe mine. Tu vorbești. Deci înseamnă. Rezultatul. Nu, 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 nu. Vorbește așa, ca să mă conduci eu. Scrim amândoi. Da, 144, da? Împărțit la 12. Ori? Ori 2. Ori 6. Ori 6, scuza, că n-am văzut ce număr era acolo. Așa, egal cu? Nu trebuie, această paranteză aici n-ar trebui să puneți paranteză. Nici nu trebuie pus. Nici nu trebuie pus. Da. Am pus așa ca să spun care e operația ce se face, egal mai departe cu... Cu 12 ori 6. Și care face? 72. Cât? 72. George, ai mai putea face și altcumva? În loc de 6 pe 12 din 144? Imediat. Și fracția asta o iei deoparte, 6 pe 12. Vezi dacă este simplificabilă. Este simplificabilă. Cum ar fi 3 pe 4. 3 pe 4. 3 pe 4, e bine? Pe cât ai simplificat tu? Prin 2, nu? Da, 2 pe 4, 2 pe 4. Păi dacă prin 2, George... Am zis, deci mă rog... Prin 3 atunci. Prin 3 vrei? 3 pe 6. 3 pe 6. Mă rog, deci uitați, deci ori 2 se poate, ori și 2 și 3. Și 2 și 3? Da. Adică 6. Da, păi... A direct prin 6, mă. Păi da. Direct prin 6. Și 6 împărțit la 6 face 1. Și 6 împărțit la... și 12 împărțit la 6 face 2. 1 pe 2. Și acum îți facem 1 pe 2. 1 pe 2 din... 144. 144 împărțit la 2 este egal cu... Ori 1, da? Și face cât? 72. Că 2 în pai 17 de 144 de asta. Da. 2 în 14 de 7 ori. Și 2 în 4 de 2 ori. 72. Și ori 1, 72. Deci 72. Mai bine faci așa. O iei deoparte, o transformi, o faci ireductibilă și după aceea faci din suma aceea cum tehnica care o știi. Da. Că vezi, aici ai făcut 144, că te vezi și pierdut timp, mă. 144 împărțit la 12, s-a dat 12, 12 ori 6, dar aici ai făcut numai 144 împărțit la 2, mă. Ce simplu-i, mă. Ce simplu-i. De-aia îți fac șmecherii de astea. Deci eu nu întâmplător să vorbesc de fracții reductibile, să le traduci la ireductibile, pentru că se este de folos în calcul. Cel care nu știe să facă asta, facem mai întâi 144 împărțit la 12 și cei doi înmulțește cu 6. Are o împărțire dificilă aici de făcut. Există riscul să greșească la împărțire și în final greșește tot rezultatul. Dar dacă tu știi să o aduci la fracție ireductibilă, când ai văzut-o, rapid. 144 împărțit la 2 ori 1. Împărțirea e simplă. 144 împărțit la 2. 2 în 14, 7 ori 2 în 4 de 2 ori. Da. Și ori 1. Știi înmulțirea cu 1, nu? Da. Da? 72 ori 1, așa? Și este foarte simplă. Așadar, e de mare, scrie acolo, observații. Este de mare importanță, scrie în cuvinte. Da. Este de mare importanță să aducem fracțiile la forma ireductibilă. Deci observații care să rămână definitiv în mintea noastră. Da? Observație. Este de mare importanță să aducem fracțiile la forma ireductibilă. E de mare importanță, că ne ușurează mult calculul. Deci de mare importanță ajunge la forma ireductibilă, că ne ușurează foarte mult calculul. Asta e. Deci e de maximă importanță. Nu stăm pe gânduri. Când avem o fracție, imediat mai întâi ne interesăm dacă e formă ireductibilă. Așa. Ia să vedem, George, cât face 7 supra 14, 14 din 196. Din 196. Da, deci nu putem să ducem la o fracție ireductibilă. De ce nu putem? Pentru că este un număr impar. Dar ce, 7 cu 14 nu se poate multiplica prin 7? Se poate împărți. 2 pe 1. 1 pe 2? Pe 2, 1 pe 2. Deci luăm deoparte. 7 pe 14. A, 7, da. 7 pe 14, împărțim totul prin 7. Și vine 7 împărțit la 7 face 1. Și 14 pe 7 face 1 pe 2. Deci e vorba de 1 pe 2 din 196, care e mult mai simplă. Da. Înseamnă 196 împărțit la 2 ori 1, care face 98. Da. Da, 98. Mult mai ușor. Dacă aș fi mers invers, George, ai fi avut așa. 196 împărțit la 14 ori 7. Și na, aici ce facem? Trebuie să fac împărțirea. 196 împărțit la 14. Durează ceva. Durează ceva timp. Îți mănâncă și timp și nervi. Și te gândești că mai poți și greși. Cât faci? 196 împărțit la 14. Ce să facem împreună? 14, 19 merge odată. Odată, 14, 56. 14, 56 merge de 4 ori. 4 ori. 4 ori. 4 ori. Deci vine 14 ori 7. 14 ori 7. Și ne mai chinești și cu asta. Iată, și am așa o mulțire. 7 ori 4, 28. 98. Este același rezultat, dar nu mai este. Mai este. Uitați cât am făcut acolo. Sigur că da. Și te-am întrebuințat, timp pierdut, nervi și pus la mintea la treabă. Hai să vedem cât face. Cât face, să spunem, 9 pe 18 din 9 pe 18 364. 364. Da. Imediat. Deci este, se poate, facem o fracție ireductibilă, adică 1 pe 2 și după aia... Ai împărțit-o prin 9. Da, prin 9. Și da. Face 1 pe 2 da. Din... 364 este egal cu 364 împărțit la 2. 182. 182 bine, nu? Foarte ușor. Și rapid. Dincoace, hai te apucă tu de treabă acum. Mai faci chestia asta, nu mai faci. Adică 364 se împarte la 18. Nu prea am chef. Și pe unul ce-ți dă se mulțește cu 9. Deci e important să faci fracția ireductibilă? Da, e ca să nu pierzi timpul. Este treabă deșteaptă-mă. Deci acum, cu ocazia asta, pe toți prietenii noștri i-am convins că ori de câte au o fracție, spune, să dă fracția, o vezi. Imediat te interesează dacă este... Nu știi ce treabă să faci cu ea, habar n-ai. Dar spui, nu-mi plac fracțiile reductibile. Eu vreau să lucrez numai cu fracții ireductibile. Așadar, eu pun pe tabla aici un șir de fracții și tu spui, este reductibilă, nu este ireductibilă, mă interesează. Deci, să spunem, 4 pe 9, 7 pe 5, 10 pe 4, 2 pe 2 pe 10, 5 pe 20 și 7 pe 28. Ce e asta? Să te pronunți care este reductibil și care este ireductibil. Care este reductibil să o muncim, să o ducem la ireductibil. Te rog, să luăm prima fracție. Ți-am pus un câr de fracție acolo și tu te decizi. Să vedem care se poate, da, deci simplifica. 4 pe 9, n-am nici să mai fac idee, o lăsăm. 4 pe 9, pentru că nu este un număr care să fie deștept, încât și 4 și 9 să se împartă la acel număr. Da. 4 s-ar împărți la 2, iar 9 la 3. Da. E, nu e același lucru. Deci rămâi așa. Gata, este ireductibilă. Cealaltă, 7 pe 5. Dar nu se poate. Deci și ea este ireductibilă, da? Numărul de sus nu se poate împărți. Deci 7 și 5 n-au nimic, nici un divizor. Adică nu este un număr care să se mai împarte. Iar 10 pe 4 da, se poate, deoarece, uitați, dacă împărțim la 2, dă 5 pe 2. A, există 2-ul care îi deștept 2-ul ăsta. Îl împarte și pe 10 și pe 4 și face egal cu 5 pe 2, vezi? Și abia asta este ireductibilă. Am făcut deci, una. Una am făcut-o. 2 pe 10. 2 pe 10. Păi, dă 1 pe 5. Da, 1 pe 5 este. Corect. Apoi. Mai este 5 pe 20 imediat. Păi poate să fie 4, nu, nu, 1 pe 4. 5 pe 20. 1 pe 4. Este. Împărțim printr-un 5 și este 1 pe 4. Corect. Apoi. 7 pe 28. 28. Imediat. Nu se poate. 7 pe 28. Nu se poate că sigur, sigur. Nu se poate împărți. 7-le. 7-le prin el însuși. Da, da. Dacă și 28 s-ar împărți tot la 7. Păi se poate. Hai, se poate. 1 pe 4. Sigur că da, prin 7 și ne dă 1 pe 4. Da? Deci am avut fracții reductibile și fracții ireductibile. Da? Reductibile și ireductibile. Da? Deci o urmărim, este superb, 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 superb. Este chiar spectaculos, aș spune, cât de interesant apar, cât de interesante sunt aceste exerciții. Așa. Haideți să mai facem, George. Da, cam n-am înțeles. Mai vreau, mă, să mă convingeți pe mine perfect că da, merg. Și Mihai. Și bine, și Mihai. Sigur că da. Vă puteți să facem probleme de clasa 2. Și clasa 2 să mai faceți. O secundă, o să mai ne gândim și la cele de clasa 2, dar acum să termin ideea cu George. George, deci când ți se dă o fracție, tu te uiți la ea, te uiți atenți pe... Dacă e simplificabil, o simplific, eu vreau să o duc ireductibil după aceea sau de vorbă. Și când vrea să caut, nu știu cât, dintr-un număr, și nu știu, dar trebuie să fie ireductibilă. Bine? Da. Bun. Bine. George, cât înseamnă, să spunem, 32 supra 64 din 100? Din 100. Nu prea am chef să muncesc 5.000 de mii de ani de mii de ani, da, așa că o să împart la 2. O iei pe 32 deoparte, da? 16. Hai, lucrează, lucrează. 32 pe 64, pe ei deoparte și lucrezi la ea. Și te rog să vorbești. Păi, dacă... Printr-un 2, da? Păi, nu vreau să împărți pe 64. Ce? 32 pe 64, nu? Dar trebuia să le împărțiți, Cum se repart? Păi să vedem dacă se simplifică. Să o iau deoparte și... Păi asta zic, asta se simplifică. Păi acum muncesc, printr-un 2, nu? Da, printr-un 2. Păi acum adăugi 16 și 32. 16 pe 32. Da. Mai asta mai are la rândul ei posibilitatea să fie simplificată? Da, mai are. Prin 8 cât? Pe 16. Adică prin 2. Sau prin 8 deodată? Păi prin 2. Prin 2, bun. No. 2. Și aici vine cât? 16 împărțit la 2, 8. Și jos? Păi 16. 16. Și acum mai împărțim la 2 iar sau la 4. Sau chiar prin 4, că observi tu, chiar prin 4 grăbești. Și 2 pe 4. Așa. Și după aia împărțim la 2, 1 pe 2. 1 pe 2. Deci tot acestea, deci dacă simplifici care se, pot simplifica pe ale acolo rămân. Deci tot te duci până când epuizezi tot. Da. Deci tu practic n-ai văzut că chiar pe 32. Să știi că 32 pe 64, dacă vedeți la început, că ăsta e dublu. Da, 32 păstrat 3 le face 1. Am văzut din prima asta, să știți. Da, dar n-am vrut. N-ai vrut, ai vrut să mă pui pe mine să muncesc. Da. Bine, mă, asta, bine, eu am făcut-o. În concluzie, nu faci 32 pe 64. Nu munci în 5000 de ani. Și mai degrabă, lași așa, ai muncit-o pe asta, ai văzut deodată, înseamnă echivalent. Cum ai spune, o doime din 100. Și cât este o jumătate din 100? Egal cu 50. Așa, egal cu 50. Terminat exercițiul. Vezi cât de simplu. Vezi cât de... Cred că am pus la punct cea mai tare chestie. Faptul că nu-ți plac fracțiile reductibile, ci ireductibile. Muncești până când pe asta o așezi. El nu se mai poate simplifica și tu nu te duci și faci partea aceea. Da. Bine. Îmi mai dau una și mă convinge acum dacă da sau ba. Da sau ba, da sau ba. Cât este 21 pe 28, 21 pe 28 din 100? Deci, 20, deci trebuie să vedem dacă putem să aducem la viața reductibilă. Dacă este reductibilă, să ajungi la ireductibilă. Deci, eu zic că 21 pe 28. Lăsați-mă puțin, deci. La 3. La 3? Da. 7, adică prin 3 și sus 7 și jos? 7 pe 9. Păi ce 28? 3 ori cât facă 28? 9 ori 3? 9. 9 ori 3, 27. Oh. Nu, deci nu se poate de fapt, da. Nu se poate. Prin 3 nu. Prin 3. Dar prin altcineva. E așa, ușor. Prin 2? Nu. Că trebuia să fim cu soț prin 2, amândoi. Da. Prin 2 nu. Prin 3 nu. Ai văzut? Prin 4. Nu. Prin 4 vrea ăsta. Că 4 ori 7, 12. Dar nu vrea celălalt. Prin 5. Nu. Nu. Prin 6. Prin 6 nu, că 21 oricât 6 se fac 29. Prin 7. Da, corect. 3 pe 4. Prin 7? 7, George! Excelent! Ce mă gândeam? Deci e 3 pe 4. Deci văzut, trebuie să tatorezi o leagă, nu se vede chiar din prima. Da. Deci 3 pe 4, abia asta este. Și acum tu este echivalent cu a spune 3 pe 4 din 100. Care înseamnă cât? 3 supra... Înseamnă cât înseamnă 3 pe 4 din 100? George, de păi 25 ori 3 este egal cu 75. Corect. 100 împărțit la 4, ca să prietenii noștri. 25 ori 3. Împărțit la 4 ori 3. Și egal cu 25 ori 3. Și egal cu 75. Da, într-adevăr, așa este. E foarte tare. Deci, dacă te-ai fi apucat să împarți pe 100 la 28, nu se împărți, ha? Asta e poanta. Cu 100 nu se împarte la 28. Deci, dacă te-ai fi apucat, ca tu pe legea de început, când spuneam că se împarte numărul ăla la numitor, se mulțește cu numărător. Nu, 100 nu se împarte. Da, deci e tâmpenii mari de tot, nu se împarte. Da, nu se poate. Abia numai cine face treaba bună. După ce ai adus-o la reductibilă, ireductibilă, merge treaba perfect. Wow, ce tare! Ce tare este! George, vreau să faci 11 supra 121 din 11 supra 121 din... Da. Deci 11 supra 121 din 11 supra 21 din 100. Supra 121 din 100. Așa, să o fac, da? Sincer, acum nu prea mai închem să mai... Nu prea mai închem. Fac eu locul lui George. Să fac ireductibilă. Adică... Fac eu locul lui George. Dar ei sunt obligat. Ești obligat că nu sunt parte 100. Să vedem acum. Deci să luăm deoparte. 11 supra 121. Trebuie să găsești aceeași număr care să se împarte și pe, și pe ăla și pe ăla. Păi ca să-l împarte pe 11, numai 11 îl împarte pe 11. Da. Deci șansa ai numai dacă 121 se împarte pe 11. Deci pe care trebuie să faci pe 11. Obligatoriu. Da. Că prin 2 nu vrea ăsta, prin 3 nu vrea ăsta, prin 4 nu vrea. Că stai, n-am niciun divizor. 11... Mai se poate prin 1, dar nu prea. Dar 1 este aceeași dinainte. Da, deci nu. Rămâne ca și înainte, n-ai modificat. Deci singura șansă e prin 11. Deci trebuie să întâmple ca 121 se împarte prin 11. Ia să facem. Ia să vedem, facem deoparte. 121, hai te rog să faci și tu asta. La 11. Nu cred că vreau să ia fă, te rog, te rog. Nu este adevărat. Nu mai vorbim. Deci 11 în 11, că sunt 2. 11. O dată, 11. 11 este rezultatul. Ai, ai, tot 11. Se împarte exact, 11. Așadar, după simplificare, 11 împărțit la 11 face 1 și 11 împărțit 11. La 121 împărțit la 11 face 11. E, și după aia... 100... Tot nu merge, că 100 nu se parte. Hai să trebuie să zic aici să fie 99. 99. Deci revin asupra ieșițului. Acum 99 împărțit la 11 egal cu 9 ori 1, 9. Deci 11 supra 121 din 99 este egal, este echivalent cum aș face 1 pe 11 din 99. Care înseamnă un calcul foarte simplu. Înseamnă că 99 împărțit la 11 ori 1 și face 9 ori 1 egal cu 9. Terminat exercițiul. Deci rezultatul corect este 9. Da? Rezultatul corect este 9. Ce am învățat până acum, George? Din discuția noastră de până acum, cu ce te alegi? Ce mă aleg? Da. Păi ne alegem cu, dacă nu merge să împărțim. O să-l împărțim pe... Să ne dea agarul la... Numără... Să împărțim... La un număr imposibil de calculat. Să împărțim numărătorul la rezultatul. Dacă nu îl transformăm, încercăm să transformăm într-o fracție ireductibilă. Eu cred chiar de la bun început ai în minte asta. Totdeauna cu fracții ireductibile. Nu-ți plac niciodată să ai fracții de acestea care... Sunt enervante. Enervante de dificil. Deci, neapărat să ai fracții ireductibile. Mai întâi faci asta și pe urmă faci așa ceva. Deci, nu iubești fracțiile reductibile. Deci, nu iubim fracțiile reductibile, ci numai fracțiile ireductibile. Da? Numai ireductibile. Acum, George, te rog să începem câteva probleme. Că am vorbit ceva de fracții, ne descurcăm. Vreau să fac probleme. Atenție. Facem de la capitolul fracții de acolo, da? Da. Hai, te rog frumos, cu fracții. Am probleme. Nu merg la capitolul fracții, merg la capitolul ăla aici, la probleme. La probleme, da. La probleme. Să vedem ce îmi propui tu. Imediat. Dacă nu propui tu, îți propune-o parte. Am. 57. Bine. 57. Nu. Bine. Eu sunt gata. Te rog. La zi aniversară, Bianca primește de la mama sa 2 cutii cu bomboane. În fiecare cutie primește câte 32 de bomboane. Deci, ea primește 2 cutii de bomboane. Asta nu e cu fracția, nu e nimic, e o problemă, noi trebuie să ne apucăm de ea. 32 de bomboane aici și în cealaltă tot 32 de bomboane, da? Bun. Da? Bine, privește fetele dintr-o copie pe băieți din cealaltă. Acasă, constată că copilul a consumat din prima cutie cât atâta bomboane cât au rămas neconsumat în cutia băieților. Așezând bomboanele rămase într-o singură cutie, constată că sunt... Cântă. Hai că nu am înțeles aici. Niciun. Citește-mă încă o dată mai rar. Avem secretul acela. La o problemă trebuie să fie citită de mai multe ori și rar, ca să o înțelegem. Deci spune. La zi aniversară, Bianca primește de la mama să cutii cu... Deci mama îi dă două cutii. Uite, fata mea, mergi mâine la școală, în ziua ta, și servești copii cu bomboane. Ea se decide. Dintr-o cutie să servească băieții și de altă cutie să servească... Au numere egal. Nu, o să ai secundă. Bomboane sunt în număr egal. Da. Cotiile sunt egale, da. Servește fetele dintr-o cutie și pe băieți din cealaltă. Acasă constată că fetele a consumat din prima cutie tot atâtea bomboane cât au rămas de consumate din cutia băieților. Așezând bomboanele... Adică să înțelegi mai și aici. Aici este. Acasă constată că fetele a consumat din... Aici e fetele, da? Da. Fetele, da. Bomboane, fete și băieții.